Benzina rămâne la același preț în timp ce motorina continuă să se ieftinească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la benzină și motorina pentru miercuri. Astfel, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 26 de lei și 38 de bani, rămânând la același preț. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 21 de lei și 80 de bani pentru un litru, în scădere cu 11 bani. Astfel, în raport cu septembrie 2021, prețul maxim de comercializare al carburanților de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne mai mare cu 5 lei și 10 bani per litru în cazul benzinei A95 și cu 6 lei și 50 de bani per litru în cazul motorinei standard. Prețurile petrolului au înregistrat o scădere semnificativă de peste 1% la începutul acestei săptămâni, reflectând o schimbare a focalizării pieții către factorii fundamentali pe fondul diminuării tensiunilor dintre Israel și Iran. Această evoluție vine după ce cele două națiuni au redus riscul unei escaladări a conflictului, urmare unui atac minor atribuit Israelului asupra Iranului.